inspirat, Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, citim la versetul 9, la versetul 14 inclusiv. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 1, citim de la versetul 9. Cuvântul ce a fost citit și duminica trecută, seara la timpul de părtășie, căutăm să ne hrănim sufletește și în seara aceasta din cuvântul Domnului. După citirea cuvântului, rog pe fratele Iulianu Dișteanu, cu voce tare, să ceară ajutor, binecuvântare, cuvânt pentru inimă și, desigur, inimă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului, versetul 9. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Amin. Ne rugăm. Aș vrea să continuăm ceea ce am început duminica trecută, și anume această purtare a creștinului. Nu e orice purtare, ci este purtarea într-un chip vrenic de Domnul. Așa ne spune cuvântul, versetul 10, spune Apostolul Pavel bisericii din Colose, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrenic de Domnul. De ce? Ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Și asta e menirea, chemarea fiecărui creștin. Mă numesc, te numești creștin, chemarea noastră este să ne purtăm într-un anumit fel. Și nu e orice fel. E felul pe care îl prezintă Scriptura. E această purtare într-un chip vrenic de Domnul. Mai mult de atât spune, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Și avem o întrebare a data trecută, și anume, cui cauți să-i fii plăcut? Și la întrebarea aceasta, cel puțin trei opțiuni, trei răspunsuri. Unii caută să placă lor personal, să-ți placă ție însuți. Alții să placă altora. Dar ceea ce ne spune cuvântul, și ar trebui să înțelegem, este această perspectivă pe care o prezintă Scriptura, creștinul întâi de toate trebuie să caute, să aducă plăcere lui Dumnezeu. Înțelegând adevărul acesta, altfel se așează lucrurile. Clement din Alexandria, vorbind despre subiectul acesta, spunea, întotdeauna trebuie să ne purtăm, să ne purtăm așa ca și când Domnul ar fi de față. Extraordinare cuvinte. Să conștientizezi prezența lui Dumnezeu. Ești la casa lui Dumnezeu, că ești în mașină, că ești în familie, că ești la locul de muncă, în societate, oriunde ai fi. Să fii conștient că Domnul e prezent, Domnul e de față. Și dacă El e de față și e prezent, purtarea mea, purtarea fiecărui dintre noi, trebuie să fie această purtare într-un chip vrenic de Domnul. Creștinul, prin definiție, caută să placă lui Dumnezeu. Vorbim de acea natură nouă, natură duhovnicească. Și nu e ceva care e forțat, e obligat, e împovărător, ci dacă are natura nouă, natură dumnezeiască, natură duhovnicească, e ceva natural, caută să trăiască în felul în care l-a cunoscut pe Domnul. Și data trecută am văzut câteva moduri prin care putem fi plăcuți lui Dumnezeu, potrivit cu versetul 10, partea a doua, este domeniul acesta sau modul acesta, și anume rodind spiritual. Atunci când fiecare dintre noi rodim, da, spiritual, plăcem Domnului. Aducem această plăcere lui Dumnezeu. Ne purtăm într-un chip vrenic de Domnul. Asta spune cuvântul, aducând roade în tot felul de fapte bune. În lumea spirituală suntem chemați să rodim, să rodim spiritual. Și dădeam imaginea aceasta, analogia aceasta între un pom și natura duhovnicească. Pomul are de-a face cu natura lui. Și spuneam, da,
te uiți la un măr și aștepți ca mărul să facă ce? Să facă mere, da? Nu o să facă alte fructe, nu o să facă portocale. Mărul, prin natura lui, trebuie să facă mere. Credinciosul, creștinul, cel care spune că îl cunoaște pe Hristos, cunoaște Scriptura, trăiește în relație cu Dumnezeu, este chemat și el la ceva. Natura duhovnicească. Fapte bune, natura nouă, omul cel nou, așa cum vorbește Scriptura. De asemenea, rodirea aceasta nu are de-a face doar cu natura, ci rodirea are de-a face cu ceva vizual, vizibil. Te uiți într-un pom și vezi rod. Vezi floare, vezi rod. Te uiți în viața creștinului, trebuie să vezi rod. Să vezi aceste fapte bune. Nu poți să spui, da, eu sunt al lui Hristos, îl cunosc pe Hristos, dar faptele lui Hristos nu se văd. Și spuneam cei ce menționa Ioan Botezătorul, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Adică schimbarea vieții trebuie să se vadă într-un anumit etos, într-o anumită trăire practică a credinței. Domnul Iisus Hristos spunea, după roade, veți cunoaște. Foarte simplu, nimic complicat. Dacă e un om nou transformat, se va vedea în stilul lui de trăire, viața nouă. Natură, vizibilitate, de asemenea, rodirea are întotdeauna partea aceasta altruistă. Un măr, da, rodește și cine se bucură de roade? Fiecare dintre noi, cei care iubim merele, nu? N-am văzut niciodată un măr să-și mănânce merele toamna. Nu există așa ceva. E o aberație. De faptele noastre bune se bucură cei din jurul nostru. Se bucură cei din casa noastră, din familie, prieteni, anturaj, biserica. Se bucură cei din jurul nostru, din roada noastră. Da? Se bucură cei din jurul nostru. Și apoi, în partea a doua a mesajului de data trecută, ne-am uitat la un alt mod în care aducem plăcere lui Dumnezeu și anume creșterea aceasta în cunoașterea lui Hristos, cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că ne spune partea de final a versetului 10, crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Un creștin preocupat de cunoașterea lui Dumnezeu aduce plăcere lui Dumnezeu. Un creștin preocupat de creșterea aceasta, maturizarea spirituală, creșterea aceasta, maturitate spirituală, este cel creștin ce se poartă într-un chip vrednic de Domnul. Și chemarea rămâne valabilă pentru fiecare dintre noi. Și dacă este să citim epistola aceasta, abundă tema cunoașterii în epistolă. Pentru că intenția lui Dumnezeu pentru viața spirituală a fiecărui dintre noi este să creștem. Să creștem din punct de vedere spiritual, să ne maturizăm din punct de vedere spiritual. Și cuvântul este atât de bogat. Ne spune aici, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, de exemplu, versetul 3 din capitolul 2, în care sunt ascunse, ce sunt ascunse? Toate comorile înțelepciunii și ale științei. Nu te saturi în a-L cunoaște pe Hristos. Cu cât te apropii mai mult de Hristos, descoperi bogăție de cunoaștere. Descoperi comorile înțelepciunii, ale științei. E această cunoaștere a cuvântului Dumnezeu, cunoașterea lui Hristos. De exemplu, versetul 16 din capitolul 3, cuvântul lui Hristos, spune Apostolul Pavel bisericii din Colosii, să locuiască din belșug, din abundență. Niciodată nu-i prea mult cuvânt. Fiecare dintre noi ar trebui să avem foamea aceasta, setea aceasta după cuvântul lui Hristos, după cunoașterea, creșterea în cunoaștere, înnoirea în cunoaștere. Și cum pot să fac asta? Scriptura ne răspunde. Prin cuvântul întrupat, Hristos, de acolo pleacă totul, e startul cunoașterii și prin cuvântul scris, revelat, această revelație, descoperire de sine a lui Dumnezeu. Cunoștința merge mână-mână cu ascultarea. Nu cunoaștem doar așa la nivel de teorie, informații peste informații, ci informarea aceea trebuie să se transpună în transformare, ascultare, aplicare la viața de zi cu zi. Și cuvântul este suficient. Cuvântul este suficient să răspundă la orice provocare a vieții. Ești în familie, soț, soție, creșterea copiilor. Cuvântul este sursă, manual de familie, de creșterea copiilor. Business, orice altceva, ce vă vine, ne vine minte, Scriptura este suficientă. Și ăsta e adevăr. Nu poți, da?
Să crești, să fii plăcut lui Dumnezeu. Da? Spun potrivit cu ceea ce spune Scriptura. Nu poți să fii plăcut lui Dumnezeu, să te porți într-un chip vrednic de Dumnezeu, dacă ții Scriptura închisă. Dacă stai departe de Scriptură. Parte de cunoașterea aceasta a lui Dumnezeu. Citirea Scripturii, studiul Scripturii, predicarea Scripturii aduce această hrană spirituală. Aprinde noi apetitul cunoașterii lui Dumnezeu. Seara aceasta, un alt mod prin care putem fi plăcuți lui Dumnezeu, și anume, ceea ce spune versetul 11, spune așa Scriptura, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Este al treilea mod. Primul, rodirea spirituală. Al doilea, crescând în cunoaștere. Al treilea mod e această întărire spirituală. Întăriți în puterea Lui. Și aceasta aș dori să ne uităm în cuvânt. Purtarea vrenică a creștinului presupune această întărire în El, în Domnul. Indiferent de ceea ce vine în viața noastră spirituală, în viața de zi cu zi, încercări, probleme, curente de învățătură, perspective asupra societății, Dumnezeu este acela care ne întărește, și nu doar că ne întărește, este acela care ne ajută pe fiecare dintre noi să rămânem tari. Și când rămâi tare, când ești întărit spiritual, aduci plăcere lui Dumnezeu. Te porți într-un chip vrenic de Domnul, de chemarea primită. Cum? Atunci când te întărești și rămâi tare, din punct de vedere spiritual. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 6, versetul 7. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, și vorbește mult epistola aceasta despre Hristos Iisus, pentru că este o epistolă cristologică. Ne-L prezintă pe Hristos, Hristos care este suficient, este suprem. Spune, pe Hristos Iisus Domnul, L-ați primit, așa să și umblați în El. Versetul 7, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Ce ne spune cuvântul? Ne vorbește de această credință fermă, această credință statornică. Întăriți, nu oricum, întăriți prin credință. Credința care este un mijloc de a ne întări spiritual fiecare dintre noi. Și nu e orice credință. Este o credință statornică, fermă, o credință bine ancorată. De ce? Pentru că credința aceasta este legată de persoana și lucrarea lui Hristos. Nu orice credință aduce întărire spirituală. O, mulți pretind credințe în lumea aceasta. Singura credință ce mă face, ne face să rămânem în picioare, este credința ancorată în Hristos. Spune aici cuvântul, textul biblic, înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință. Întrebarea, dacă ar fi să ne adreseze cineva, cât de puternică este credința ta, credința noastră? Răspunsul ar trebui să sune, pe cât de adânc este înrădăcinată. Dacă este o credință bine înrădăcinată, are rădăcinile bine înfipte, nu în orice, în Hristos, în cunoașterea Lui, în învățăturile Lui, atunci poți spune că ești tare din punct de vedere spiritual. Nu doar de a fi înrădăcinat, ci, spune aici textul biblic, zidit în El. Da? Ideea aceasta de ancorare deplină, totală în Hristos. Înrădăcinarea în Hristos și rămânerea în El. Este imaginea aceasta, dacă vreți, frați și surori, tine dragi, a unui pom. Un pom ce rezistă la furtuni, la vânturi, la cei ce poate întâmpina, cum rezistă? Rezistă în felul în care este înfipt, înrădăcinat. E bine zis, sistemul radicular pe care îl are. Dacă are o rădăcină bine înfiptă, un sol în care își găsește acolo rezistență, stabilitate, poate să vină furtună peste furtună.
Vânt peste vânt nu va fi doborât sau smuls. De ce? Pentru că sistemul radicular este bine înfipt, bine înrădăcinat. La fel stau lucrurile din punct de vedere spiritual. Dacă din punct de vedere spiritual ești bine înrădăcinat în Hristos, în cunoașterea Lui, în cuvântul Lui Dumnezeu, pot veni încercări de tot felul. Pot veni valuri năpraznice ale vieții. Dar tu știi că ești ancorat și ai rădăcina aceasta bine înfiptă în Hristos, în lucrarea Lui, în cunoașterea Lui. Furtunele vor veni. Ce vor face? Vom vedea că ne spune versetul partea a doua, care e rolul furtunilor și a tuturor problemelor vieții. Dar ideea este aceasta, întărirea spirituală ține de Domnul, ține de cunoașterea lui Hristos, ține de Hristos. Întărirea aceasta spirituală de care vorbește aici cuvântul, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, nu ține de noi. Nu ținea de credincioșii din Colose, ci spune cuvântul, ține, da, de lucrarea lui Dumnezeu. Întărirea o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt cel Sfânt. El care dă toată puterea și dă toată tăria. Nu noi suntem sursa întăririi spirituale, ci sursa tăriei noastre spirituale, puterii noastre spirituale este Dumnezeu. Același Pavel, scriind bisericii din Efes, când vorbește de lupta spirituală, ultimul capitol, capitolul 6, versetul 10, spune la un moment dat, și este un verset definitoriu acolo, spune așa, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul, El este sursa, da? Foarte precis este apostolul Pavel, nu poți să te întărești oricum, ci în Domnul, El este sursa, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Noi nu ne putem întări. În Domnul avem toată tăria spirituală, toată puterea spirituală. Ne sunt dăruite atât puterea, tăria spirituală, ne sunt dăruite cu scopul acesta de a suji. Și ce presupune sujirea? Sujirea presupune ceea ce spune versetul 10. Această purtare într-un chip vrenic de Domnul. De ce ne întărește Domnul pe fiecare dintre noi? Ne întărește nu ca să fim noi un fel de Superman spiritual, așa, nu, nu, ci scopul menirii, a întăririi, este de a duce plăcere lui Dumnezeu, de a ne purta într-un tip vrenic de Domnul. Cineva vorbind despre puterea dumnezeiască, spunea, sunt trei domenii de puterii dumnezeiești în viața credinciosului. Prima este puterea de împotrivire față de păcat. E o putere asta. Pentru că ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, spune aici textul biblic în felul următor, Apostolul Pavel, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Observați? Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și un mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. De multe ori noi spunem, noi așa am căzut, o să ispitit, am căzut, diavolul, demonii, cohoartele de demoni, m-au năvălit, au venit asupra mea. Dar uite așa spune Scriptura. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios, este vrednic de onoare, cuvântul Lui pus în joc, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. De ce cădem de multe ori în ispită? Cădem în ispită pentru că suntem leneși, punct de vedere spiritual. Nu vrem să luptăm cu ispita, cu păcatul. Găsim vinovați, când cel mai mare vinovat suntem noi înșine. Este o putere, puterea de a ne împotrivi față de păcat. De asemenea, o altă putere dumnezeiască în viața credinciosului este puterea aceasta de a suferi. Și chiar dacă îi se face rău, chiar dacă are parte de suferință, credinciosul are tăria aceasta. Să rămână ferm, să rămână credincios. Spune 1 Petru, dați-mi voi să citesc cuvântul acesta, Marele Apostol Petru, el care a trecut prin multe, având epistola aceasta subornicească, scrie în 1 Petru, capitolul 2, versetul 20, versetul 21, următorul cuvânt
Spune așa. Și la aceasta ați fost chemați. Versetul 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Observați? Cum? Aduce plăcere lui Dumnezeu? E puterea aceasta de a rezista în suferință, de a rămâne ferm credincios lui Dumnezeu. Și spune versetul 21, și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Hristos, care este pilda noastră, este exemplul nostru. Și noi așa suntem de multe ori copeșiți de oameni care au trecut prin suferință, din pricina lui Hristos, a credinței, și au rămas fermi, au rămas credincioși. Ne-au lăsat o pildă. Însuși Hristos, pilda noastră. Aici ce înseamnă puterea aceasta de a suferi, de a rezista în suferință. Tot cuvântul în evrei spune, suferiți pedeapsa. Da? Puterea aceasta de a suferi pedeapsa, cu rol aici de a ne corecta Dumnezeu, îngăduie de multe ori încercare în viața noastră să ne aducă aproape de El. E rolul acesta de a ne șefui pe fiecare dintre noi, de a scoate din noi ce este rău și păcătos, de a ne curăți. Și apoi a treia putere este puterea aceasta de a mărturisi, de a proclama pe Hristos. Puterea de împotrivire față de păcat, puterea de a suferi, nu e specifică oricărei religii, ci specifică creștinismului. Creștinismul are tăria aceasta, puterea de a rezista chiar și în fața suferinței, prigoanei. Și apoi puterea de a mărturisi, de a proclama pe Hristos. Deși este prigoană, persecuție întotdeauna. Creștinii înrădăcinați în Hristos, zidiți în Hristos, au curaj, au îndrăzneală de a-L proclama, de a-L prezenta pe Hristos. Spuneam de aceste teste și testul vine peste viața celui credincios, pentru că aici ne spune versetul 11, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Vorba aceasta am auzit-o adesea, așa nume, viața e dură. E un profesor dur. De ce? Întâi îți dă testul și apoi te învață lecția. În Scriptură nu găsim așa ceva. Când venim la Dumnezeu și venim la Hristos, Hristos este cel care ne învață, ne înștiințează. Ne învață lecția pe fiecare dintre noi, în așa fel încât să fim pregătiți pentru testele vieții. De asta spune cuvântul. Când vorbim de această întărire spirituală, întărirea spirituală ne ajută ceva. Ne ajută pentru că ea aduce răbdare și aduce îndelungă răbdare. Întărirea spirituală mă ajută să fiu răbdător, să fiu chiar îndelung răbdător. E vorba de această putere și tărie a dragostei trăite. Ceva real. Ceva ce dăm piept zi de zi. Când vorbim de răbdare, sensul aici este de a rămâne sub. A sta la loc de protecție. A rămâne sub autoritate. Și se referă la rezistența de a nu renunța și de a nu ceda. Atunci când ești întărit spiritual, ești răbdător în sensul acesta. Nu renunți. Nu te dai bătut, ci înaintezi. Da, e greu, e dificil. E greu, îți teste și îți încercări de tot felul. Dar rămâi fidel, rămâi cu răbdare în locul acela. Nu cedezi nimic. Dacă vezi, răbdarea, îndelunga răbdare, este opusul răzvătirii. Și răzvătirea întotdeauna nu acceptă autoritatea. Nu vrea să stea sub umbrela aceasta autorității. Este opusul violenței, agresiunii, asprimii. Nu-i așa de multe ori oamenii când sunt luați, da, cu tot felul de atacuri, de încercări, de probleme, răspunsul lor prim care este să răspundă cu aceeași monedă. Este opusul în răbdare, în delungă răbdare, este opusul mâniei, răzbunării. Un om care este întărit spiritual, chiar dacă e greu, el rezistă. Este răbdător, este îndelung răbdător, nu cedează nimic. Sunt exemple în Scriptură? Evident că sunt. Amintiți de neprihănitul Iov?
Spune Scriptura despre El că reprezintă în Scriptură, dacă vrem, așa ca muritori, emblema suferinței. Așa cum a suferit Iov, n-a suferit niciun muritor. Câte generații au fost pe pământul acesta? Un om ce pierde totul. Dar cu toate acestea, în cuptorul suferinței, Iov își revizuiește credința. Are parte de această revelare din partea lui Dumnezeu. Înțelege conceptul cu privire la cine este Dumnezeu. Dumnezeu care este suveran, Dumnezeu care face tot ce vrea. Și Iov descoperă această credință bine înrădăcinată. Această credință bine ancorată. Pentru că înțeleg din ceea ce a trăit Iov, cuptorul încercării, frați și surori, tine dragi, cristalizează, purifică credința noastră. Testele când vin în viața noastră vor să ne arate, să ne testeze ce fel de credință avem fiecare dintre noi. Așa că suferința n-ar trebui să fie ceva de disprețuit, ci ar trebui să avem acea minte și inimă deschisă pentru a ne cunoaște și a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Nu doar Iov. Ce ne spune Scriptura despre Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos care a avut parte de suferință. Răbdarea, îndelungă răbdarea, este opusul în mânii, răzbunării. Și nu găsești la Hristos așa ceva. Nu găsești mânie, nu găsești răzbunare. Ultimele zile, ultimele clipe ale vieții Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce și din potrivă, ce face Hristos? Hristos arată răbdare, arată îndelungă răbdare. Asupritorii erau prezenți acolo, ce face El? Mijlocește cu rugăciune. Și nu ce rugăciune, o rugăciune de iertare. Tată, iartă-i, iartă-i, căci nu știu ce fac. Petru, vorbind despre Domnul Iisus, spune, când era bajocorit, nu răspundea cu bajocuri și când era chinuit, nu amenința. Așa era comportarea Domnului Iisus. În felul acesta se purta Domnul Hristos, răbdător și îndelung răbdător. O pildă pentru ucenici, o pildă pentru creștini. Ce înțelegem? Înțelegem în versetul 11 că un om duhovnicesc se poartă într-un tip vrenic de Domnul. Atunci când este umplut de înțelepciunea lui Dumnezeu, este întărit și are puterea aceasta de a răbda. Am găsit un proverb, zice că e proverb persan, foarte fain. Zice așa, viteazul se cunoaște în luptă, prietenul la nevoie, iar înțeleptul la supărare. Interesant, nu? Viteazul, dai viteaz, îi dai luptă. Acolo trebuie să-și demonstreze vitejia. De asta trebuie să fie caracterizat, pentru că e viteaz, e luptător, e biruitor. Prietenul, la nevoie. Ai nevoie de ceva. Sunt momente în viață când trebuie să apelezi la prietenii. Și prietenul își demonstrează prietenia, dragostea față de tine, oferindu-ți ajutorul. Dar finalul proverbului spune, înțeleptul se cunoaște la supărare. Așa, n-ar trebui să disprețuim cumva sau să fugim de tensiuni, de conflicte, pentru că și ele au rolul lor. Ne arată cât de înțelepți suntem, în momentele acelea dificile, când ne facem poate arici, nu? Înțeleptul, da, se vede la supărare. Ai avut o tensiune, un conflict. Cum l-ai rezolvat? Într-un mod duhovnicesc, aducând plăcere lui Dumnezeu? Conflictele, tensiunea au rolul lor. Scot în evidență cât de întăriți spiritual suntem fiecare dintre noi. Cât de răbdător este Marius, îndelung răbdător este, în conflicte, în tensiuni. Scot în evidență cât de spirituali suntem fiecare dintre noi. Cât s-ar putea noi așa să ne mirăm când dăm piept cu ceva neprogramat și să... Dar eu am spus, eu sunt capabil de așa ceva. Deci cât de important este să ne întărim din punct de vedere spiritual. Catargul corăbilor, a navelor în trecut, acea coloană ce sta pe mijlocul corăbii de care se prindeau pânzele, constructorii pentru catarg căutau lemnul care era cel mai expus în temperiile vremii.
lemnul care a avut parte de vânt, de furtună, de căldură, de câte și mai câte. De ce? Pentru că era acel lemn testat, acel lemn călit, pregătit pentru a rezista la călătoriile pe mare. Și m-am gândit la adevărul acesta. De multe ori în conflictele și în problemele vieții, nici nu ne dăm seama poate, dar ceva lucrează acolo. Dumnezeu ne pregătește, ne călește pe fiecare dintre noi, ne întărește spiritual să rezistăm, să fim răbdători, să fim îndelung răbdători. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu, partea de final, versetul 12, versetul 14, este un alt mod prin care putem aduce plăcere lui Dumnezeu, și anume este atitudinea aceasta de mulțumire. Spune cuvântul: mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Și este o epistolă ce abundă foarte mult în mulțumire. Fii mulțumitor. De ce? Fii mulțumitor pentru că ești copilul lui Dumnezeu. Ai motive de mulțumire. Fii mulțumitor că Dumnezeu pentru tine este Tatăl tău. Asta spune cuvântul. Mulțumind cui? Tatălui. Vorbește de relația aceasta în urma căruia ai parte de niște binecuvântări extraordinare, binecuvântări duhovnicești. E Tatăl tău, nu-i tiranul tău. Nu este unul care îți face rău, ci dimpotrivă este unul care îți face bine. Și dacă îți face bine și este Tatăl tău, atitudinea care trebuie să caracterizeze viața și relația cu El este atitudinea de mulțumire. Versetul 12 ne prezintă motivele acestea, vorbește de îndreptățire, vorbește despre salvare, vorbește de răscumpărare, îndreptățire care ne dă harul acesta să intrăm în moștenirea sfinților, în lumină, salvarea pentru că ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a izbăvit, ne-a scos cu mână tare de sub puterea întunericului, ne-a mutat, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Răscumpărare pentru că ne-a oferit iertarea de păcate. Sunt toate binecuvântările lui Dumnezeu făcute în dreptul vieții noastre. Ne oferă Dumnezeu statutul acesta de copii al lui Dumnezeu. El e Tatăl nostru și nu rămâne decât să mulțumim. Și un creștin mulțumitor este un creștin ce aduce plăcere lui Dumnezeu. Un creștin ce bombăne, ce-i nemulțumitor, ce-i frustrat, ce-i nu știu cum, nu aduce plăcere lui Dumnezeu. Nu se poartă într-un chip vrenic de Domnul. Este imaginea aceasta a Vechiului Testament, a poporului Israel. E rob, e sub stăpânirea cruntă a lui Faraon, un tiran, n-avea posibilitatea să scape de acolo poporul Israel, dar cu toate acestea, Dumnezeu a avut milă, a arătat milă, a auzit strigătele lor și Dumnezeu a arătat milă. Și prin jertfa mielului, ne uităm în Exod și vedem lucrul acesta îndată, vom sărbători, ne vom aminti, au fost scăpați, au fost salvați. Pedeapsa a venit peste Egipt, fii întâi născuți. Israeliții, pentru că au ascultat și au dat crezare la vestea bună, au fost răscumpărați. Și au fost duși înspre moștenirea țării Canaan. Și s-au bucurat de binecuvântarea țării Canaan. Hristos își varsă sângele. De ce își varsă sângele? Să fim iertați. Și sângele Lui este cel care aduce răscumpărarea. Eram robi, fiecare dintre noi. Hristos ne-a smuls prin puterea și îndurarea Lui Dumnezeu, ducându-ne împărăția glorioasă a Lui Dumnezeu. Așa că închei cu aceeași întrebare, și anume, cui vrei să placi? Ție însuși, altora sau Lui Dumnezeu? Aducem plăcere Lui Dumnezeu sau ne purtăm într-un chip vrenic atunci când rodim spiritual, atunci când creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, atunci când ne întărim și suntem statornici, răbdători, îndelungi răbdători, și apoi atunci când trăim relația cu Dumnezeu, relația cu semenii, cu cei din jur, cu atitudinea aceasta de mulțumire. Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm într-un chip vrenic de El și toată slava să fie a Domnului. Amin.